Dumnezeule, după marea ta bunătate, desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu În al preasfinția voastră, preasfințiile voastre, ucernici, părinți, confrați, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși și toți urmăritorii pe mijloacele moderne de comunicare, RCS FM și Angelus TV, a transmisiei noastre în direct din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină, de aici, din Iași. Suntem adunați astăzi în această catedrală, preoți, episcopi, preoți și credincioși, pentru îndeplinirea unei datorii creștinești, de a-L înmormânta, așa cum se cuvine, pe Părintele Anton Despinescu, căruia noi îi spuneam Momper. La această sfântă liturghie, vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul preoției cu care l-a înzestrat și pentru tot binele pe care Părintele Anton l-a făcut slujind ca preot pentru puțini ani ca paroh, dar cei mai mulți ani la catedră, ca dascăl, profesor, îndrumător pentru viitorii preoți și majoritatea dintre noi cei de față, am primit învățătură, călăuză, ajutor în drumul nostru spre Sfânta Preoție. În timp ce îi cerem lui Dumnezeu
răsplată și odihnă veșnică pentru Părintele Anton, să ne gândim și la noi, cei care rămânem în viață, pentru ca, trăind în lumina credinței, urmând învățăturile pe care Părintele Anton le-a dat în viața sa ca preot și îndrumător, să avem parte la sfârșitul vieții de o moarte bună, cu speranța că îl vom întâlni pe Părintele Anton într-o zi în paradis. Să ascultăm acum biografia confratelui nostru. Părintele Anton Despinescu s-a născut la 19 iulie 1927 la Iași. A absolvit școala primară de 4 clase în anul 1939 la Iași, școala de cantori în anul 1947 tot la Iași și Institutul Teologic din Alba Iulia în anul 1953. A fost hirotonit preot la 29 iunie 1953 la Alba Iulia de episcopul Alexandru Teodor Cisar. A urmat studii postuniversitare la Roma, obținând doctoratul în istoria bisericii. A fost profesor de istoria bisericii, patrologie, limba franceză, limba latină și teologie spirituală la institutele teologice din Alba Iulia între anii 1953-1956 și Iași din 1956 până în 1960. Ulterior a slujit ca paroh la Focșan timp de 2 ani până în anul 1962 și la Huș 7 ani până în anul 1969. De la 1 septembrie 1969 până în anul 2007 a fost profesor la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași, rămânând până în ultimele zile ale vieții sale pământești alături de profesorii și seminariștii de la Seminarul Mare din Iași. De-a lungul anilor a scris nenumărate articole care au fost publicate în revistele Buletin Istoric și Lumina Creștinului. De asemenea, a fost invitat la multe emisiuni transmise de Radio Iași, Ercis FM, Televiziunea Română, Angelus TV. Practic, din cei aproape 96 de ani de viață și 70 de ani de preoție, 61 de ani i-a trăit în seminar ca profesor, formator și îndrumător pentru tinerii care se pregăteau pentru Sfânta Preoție. A fost un om, un dascăl și mai ales un preot care s-a oferit cu generozitate slujirii lui Dumnezeu și bisericii, rămânând în memoria multora ca o persoană mereu disponibilă, optimistă și jovială. Personal, consider că și-a încheiat drumul pe acest pământ într-o atmosferă de sărbătoare și de mulțumire. În ziua de 31 mai și-a sărbătorit jubileul de 70 de ani de preoție, iar pe 13 iunie l-a sărbătorit pe Sfântul Anton de Padova, patronul său, înconjurat de preoții, seminariștii și surorile din seminar. Iar în ziua de marți, 20 iunie, când îl cinstim pe Sfântul Anton, a plecat la Domnul. Ultimele cuvinte scrise în testamentul său sunt: la revedere în paradis. Îi mulțumim Părintelui Anton pentru slujirea, exemplu și dăruirea sa și îl însoțim cu rugăciunile noastre pentru ca Domnul să-i ofere în ceruri răsplata slujitorului credincios. Să se odihnească în pace. Rege lui pentru care toate trăiesc, veniți să ne închinăm. Să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu cântece de laudă și în cântări de psalm să îl preamărim.
și mare împărat peste toți. În mâna lui sunt adâncurile pământului și ale lui sunt înălțimile munților. A lui este marea căci l-a făcut-o și mâinile lui au plăscuit uscat. Să ne plecăm în fața Lui și să ne cenunchem înaintea Domnului, Creatorul nostru, căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care El îl păstorește, urma pe care mâna Lui o călăuzește.
și pe Duhul Sfințitor. Iisus și Doamne, Tău Iisuse, care în lumea plecat, o mână veșnică, ca sufletul slujitorului tău, preot Anton, pe care l-ai împodobit cu misiunea sacră pe când era în această lume, să se bucure pururi de gloria lăcașurilor cerești, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citirea din Cartea Lamentațiunilor. Mi-ai îndepărtat sufletul de pace, m-ai făcut să uit binele. Am zis, a pierit puterea mea, speranța mea nu mai este în Domnul. Amintește-ți de suferința și de amărăciunea mea, de venin și de pelin. Sufletul meu își amintește și este deprimat în mine. Aceasta îmi revine în inimă, de aceea aștept. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu s-au terminat. Ele se înnoiesc în fiecare dimineață, mare este fidelitatea Ta. Partea mea este Domnul, spune sufletul meu, de aceea îl aștept. Domnul este bun cu cel care speră în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere mântuirea Domnului. Cuvântul Domnului. Mulțumim.
Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășuni verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Domnul este răsorul meu, nu voi duce lipsă de călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mărgă. Pregătești masă pentru mine în fața supritorilor mei. Îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu e plin de sare varsă. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El, care nu l-a cruțat pe propriul Său Fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate împreună cu El? Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine îi va condamna? Hristos Iisus, care a murit, dar, mai mult, a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. Cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul, sau strâmtorarea, sau persecuția, sau foametea, sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia? Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit, căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cuvântul Domnului. Amen.
sunt învierea și viața, spune Domnul, cel care crede în mine nu va mori în veci. Din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, iată că doi dintre discipolii lui Iisus se duceau spre un sat al cărui nume era Emaus, care era cam la 60 de stadii de Ierusalim. Aceștia vorbeau între ei despre toate cele întâmplate. Pe când vorbeau și se întrebau, Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți să nu-L recunoască. El le-a spus, ce înseamnă aceste cuvinte pe care le schimbați între voi pe drum? Ei s-au oprit triști. Unul dintre ei, numit Cleopa, răspunzând, i-a spus, numai tu ești străin în Ierusalim și nu știi cele petrecute în zilele acestea? El le-a zis, ce anume? Ei au spus, cele despre Iisus Nazarineanul, care era profet puternic în faptă și cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum arhiereii și conducătorii noștri L-au dat să fie condamnat la moarte și L-au răstignit. Noi speram că El este Cel care trebuia să elibereze Israelul. Dar cu toate acestea, iată, este a treia zi de când s-au petrecut aceste lucruri. Ba mai mult, unele femei dintre ale noastre ne-au uimit. Fuseseră la mormânt dis de dimineață și, negăsind trupul Lui, au venit spunând că au avut vedenii cu îngeri care spun că El este viu. Unii dintre cei care sunt cu noi au mers și ei la mormânt și au găsit așa cum au spus femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci le-a spus, o, nepricepuților și greoi de inimă, în a crede toate cele spuse de profeți, oare nu trebuia Hristos să sufere acestea și să intre în gloria Sa? Și începând de la Moise și toți profeții, le-a explicat din toate scripturile cele referitoare la El. Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, El s-a făcut că merge mai departe. Dar ei L-au îndemnat insistent, rămâi cu noi, pentru că este seară și ziua e de acum pe sfârșite. Atunci a intrat să rămână cu ei și pe când stătea la masă cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis ochii și L-au recunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Iar ei spuneau unul către altul, oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne explica scripturile? Și ridicându-se în același ceas, s-au întors la Ierusalim. I-au găsit adunați pe cei 11 și pe cei care erau cu ei, care le-au zis, Domnul a înviat într-adevăr și s-a arătat lui Simon. Iar ei le-au povestit cele de pe drum și cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii. Cuvântul Domnului!
Lăudați să fie Iisus Hristos! Înalt preasfințite Aurel Percă, arhiepiscop, mitropolit de București, excelențele voastre, dragi confrați, într-o preoție catolici și ortodoxi, dragi radioascultători și urmăritori, iubiți prieteni ai lui Dumnezeu și ai părintelui Anton, voi începe discursul meu cu două premise. Prima se numește provocare. O provocare la care m-au supus mai marii mei, pentru că e greu să vorbești la o înmormântare oarecare, dar cum să vorbești despre înmormântarea părintelui Anton când toată lumea tace, inclusiv site-ul Ercis și mai ales statisticianul diocezei noastre, părintele Alois Morară. O provocare care pentru mine înseamnă un test și pe care sper să-l trec cu bine. Este cea mai grea predică pe care a trebuit să o pregătesc în cei 25 de ani de când predic de la altar. Dar plecăm de la dictonul latin De mortibus nisi bene. Despre morți trebuie să vorbim numai și numai de bine. A doua premisă se numește ștafetă. Astăzi îl înmormântăm pe părintele Anton, iar mâine, chiar aici, în această biserică, vor fi consacrați 12 tineri pentru preoție. Lumea nu se termină aici. Dieceza de Iași merge mai departe. Cu toate acestea, e greu, e foarte greu să vorbești despre Dumnezeu într-un moment ca acesta, când istoria unui om este aproape egală cu istoria unei dieceze. Peste câteva zile, pe 27, dieceza își va sărbători aniversariul. Peste câteva zile, Momper și-ar fi sărbătorit ziua consacrării. A făcut bine că a anticipat acest moment, celebrându-l pe 31 mai. În aceste două zile, cât timp m-am pregătit pentru acest discurs, i-am întrebat pe mulți dintre prietenii părintelui Anton. Spune-mi, te rog, primul cuvânt care îți vine în minte atunci când te gândești la Momper. Și am auzit zeci și zeci, poate sute de atribute frumoase. Și chiar așa, în momentul acesta, tu când te gândești la el, ce cuvânt ai în minte? M-am întrebat și pe mine, bineînțeles. Și primul cuvânt care mi-a venit în minte a fost Aleluia. Exact cum suna celularul lui. Era o sărbătoare în tot seminarul când cineva îi telefona părintelui Anton. Aleluia de Handel. Tocmai de aceea lecturile pe care astăzi le-am ascultat ne vorbesc despre bunătatea infinită a lui Dumnezeu și despre faptul că Iisus a înviat din morți. Și înainte de această Sfântă Liturghie, mai multe persoane mi-au spus: Părinte, am primit un mesaj de pe numărul părintelui Anton. Dar Momper deja trecuse la cele veșnice. Aleluia înseamnă înviere, înseamnă viață.
Mai mult, mon père i-a cunoscut pe aproape toți episcopii de Iași și de București. Mai puțin primii doi, Camille și Jacquet, pentru că încă nu era născut, la începutul secolului trecut. Dar după aceea a fost foarte apropiat de arhiepiscopul de București, Cisar, de episcopul Glaser, de fericitul nostru martir Anton Durcovici, de preasfințitul Petru Pleșca, ca să nu mai vorbim de actualii episcopi, cărora le-a fost nu doar profesor, ci și mentor. Aș îndrăzni să spun mai mult. I-a cunoscut și pe episcopii consacrați în clandestinitate. Acum probabil înțelegem de ce tăcerea în acest moment este cea mai bună predică. Dar, repet, dacă trebuie să vorbesc, vorbesc. A fost paroh, profesor, istoric, cercetător, duhovnic, dar înainte de toate a fost apostol, a fost preot care a predicat cuvântul, care, asemenea lui Iisus din Evanghelie ascultată astăzi, ne-a luat probabil pe fiecare dintre noi preoții sau cu siguranță pe mulți dintre dumneavoastră, iubiți credincioși, ne-a luat și ne-a explicat scripturile. Mă refer în mod special la Terezine. A predicat bunătatea, fericirea, mântuirea, învierea. Nu s-a temut de regim. Am ascultat în a doua lectură ceea ce ne spune Sfântul Paul în scrisoarea către Romani. Nimeni și nimic niciodată nu ne va putea despărți de iubirea lui Hristos. Nici viața, nici moartea. Și dați-mi voie să parafrazez cuvintele Sfântului Paul. Nici Mussolini, nici Hitler, nici Stalin, nici Groza, nici Dej, nici Ceaușescu, nici urmașii lor, dușmanii bisericii, nici capitalismul, nici comunismul, nimeni și nimic nu ne va despărți de iubirea lui Hristos. Dragi frați și surori, în aceste clipe, mon père ține ultima sa lecție de la catedra pe care o avem înaintea ochilor. Ce ne spune? Multe, dar sintetizez în trei idei. Oricât de lungă ar fi viața, fie ea și de aproape 100 de ani, este o clipă, nici măcar înaintea veșniciei, în fața eternității, viața noastră e o clipită. A doua idee, oricât de sfânt ai crede că ești, mai ai de călătorit pentru a ajunge la sfințenia autentică. Îmi spuneau persoanele care s-au îngrijit de Părintele Anton în ultimele luni, în fiecare seară spunea rugăciunea pelerinului rus. Cu aceste cuvinte adormea. Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Viu, ai milă de mine, păcătosul! Era conștient, la aproape 100 de ani, că trebuia să se convertească. Și o a treia idee, oricât de bogat ai fi, să nu uiți că în fața lui Dumnezeu, bogatul prin excelență, ești cel mai sărac. Închei, dragi frați și surori în Hristos, cu un discurs, cu o rugăminte.
O rugăminte de rămas bun. Monper, drăguțule, cum ne alintai pe noi, când veți ajunge, Monper, în paradis, salutați din partea noastră pe toți episcopii, preoții și laicii pe care i-ați cunoscut pe pământ. Iar când veți fi în fața tronului milostivirilor, vorbiți lui Dumnezeu că noi, cei care am rămas aici, pe câmpul de luptă, spuneți lui Dumnezeu că noi îl iubim. Lui Iisus Hristos spuneți că îl adorăm, iar Duhului Sfânt că îl ascultăm, pentru ca mâine, poimâine, să ne regăsim cu toții în rai, pentru a cânta laude preasfintei treimi în vecii vecilor. Amin. Fraților prea iubiți, toți aceia care au murit în Hristos rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. În rugăciunea pe care astăzi o înălțăm pentru biserică și pentru întreaga lume, voim să ne amintim în timp deosebit de Părintele Anton, precum și de toți aceia care au mers înaintea noastră cu semnul credinței. Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor celor ce mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-ne ca în faptele noastre să nu uităm de viața viitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Descoperă-le tuturor popoarelor puterea cu care L-ai înviat pe Fiul Tău și călăuzește-le pe calea mântuirii veșnice. Te rugăm, dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și la încredere în Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătește-i cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai primi în lăcașurile veșnice pe toți reposații noștri. Te rugăm, ascultă-ne! Primește la Tine și sufletele de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai dărui iertarea păcatelor și odihna veșnică preotului Tău răposat Anton, pentru care se săvârșește această sfântă liturghie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău pe care biserica o aduce pe sfântul altar, te rugăm prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a tuturor sfinților să eliberezi sufletele celor răposați de orice legătură a morții, primindu-le în lumina fericirii veșnice. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Thank you.
fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Dumnezeule Atotputernic, ca slujitorul tău, preotul Anton, să contemple purul cu privire limpede tainele pe care le-a celebrat cu credință în această lume prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. De cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. În El ne-a strălucit speranța învierii fericite, astfel încât pe noi cei întristați de certitudinea morții să ne mângâie făgăduința nemuririi viitoare. Căci viața credincioșilor Tăi, Doamne, se schimbă, dar nu se pierde, și după destrămarea nestatornicei locuinți pământești le este pregătit un lăcaș veșnic în ceruri. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale, zicând fără încetare. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată.
De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, Arhiepiscopul Aurel, care vizitează această celebrare, Episcopul nostru Iosif, Episcopul Auxiliar Petru, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta, doar cei la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorul Tău, preot Anton, pe care l-ai chemat la Tine din această lume. Îngăduie ca, după cum prin botez a fost unit cu Fiul Tău într-o moarte, la fel să devină părtaș de învierea Lui, în ziua în care îi va ridica pe cei morți din pământ și va face trupul smereniei noastre asemenea cu trupul strălucirii Sale. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri răposați și de toți drepții care au trecut din această lume și primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, atunci când vei șterge toată lacrima din ochii noștri, căci văzându-Te pe Tine, Dumnezeul nostru, așa precum ești, vom fi pe veci asemenea Ție,
și te vom lăuda fără încetare prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește la pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine, va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. După ce am primit tainele mântuitoare, implorăm, Doamne, bunătatea Ta, dă-i slujitorului Tău, preot Anton, pe care l-ai făcut împărțitor al tainilor Tale pe pământ, harul să se îndestuleze cu el în plinătatea adevărului în ceruri, prin Hristos Domnul nostru. Preasfințiile voastre, cucernici confrați preoți, cucernici părinți din Biserica Ortodoxă, iubiți frați și surori în Hristos. Eu cred că în acest moment și în aceste momente, Părintele Anton a concelebrat cu noi din ceruri. Atunci când un preot este sfințit, spun eu că este preot în veci, preot pe pământ, dar rămâne preot și în cer. Și continuă să celebreze alături de atâția sfinți liturgia cerească, de aceea eu cred că astăzi s-a unit cu noi și avem această certitudine în speranța învierii despre care a amintit și Părintele Fabian la predică, pentru că învierea este garanția nemuririi viitoare și mai ales acele revederi fericite pe care o așteptăm totdeauna când ne despărțim de cineva drag sau pe care l-am cunoscut. Pe bună dreptate, Părintele Anton, în ultima frază din testament, ne-a spus nouă tuturor: la revedere în cer. Și sperăm să fie cuvinte care să ne ajute ca să mergem drept pe acest pământ pentru a putea ajunge în cer. La acest moment de despărțire de Părintele Anton, vreau să aduc și un cuvânt din partea Arhiepiscopiei de București, din partea episcopilor, a înalt preasfințitului Ioan Drobu, a preasfințitului episcop auxiliar Damian Cornel, din partea tuturor preoților, călugărilor, călugăriților și a credincioșilor, să exprim condoleanțe și, în același timp, asigurarea rugăciunilor pentru odihna sufletului preot Anton. Este o datorie pe care o avem cu toții, nu numai în ziua mormântării, dar și în celelalte zile, mai ales că pentru noi preoții a fost profesor, a fost dascăl, formator în seminar și cu toții avem amintiri frumoase de la lecțiile sau de la întâlnirile pe care le-am avut cu Părintele Anton. Cred că aceste sentimente vor continua mai departe cu gestul de recunoștință pe care îl vom manifesta în rugăciune și în celebrarea Sfintei Liturghii din partea noastră a preoților. Țin să aduc o mulțumire deosebită seminarului Părintelui Rector și tuturor celor care în ultima vreme s-au îngrijit într-un mod deosebit de părintele care se mișca mai greu, dar era mereu viu, vioi și mereu zâmbitor. Să mulțumesc și persoanelor care au stat alături de părintele, îngrijirea obișnuită, pentru că părintele a fost conștient până în ultimul moment și vreau să vă spun că în ziua de Sfântul Anton, după ce l-am felicitat dimineața, mi-a răspuns și am intrat în legătură video, audio, și Părintele zâmbitor mi-a răspuns, mi-a mulțumit și am cântat împreună o strofă în cinstea Sfântului Anton. Aceasta a fost ultima mea întâlnire, spunem live, pe viu cu Părintele și mi-a rămas acel chip binevoitor, dar și zâmbitor, plin de optimism. De aceea eu mulțumesc tuturor celor care au favorizat ca Părintele să rămână așa senin și purtând pe față bucuria preoției. Să vă mulțumesc și dumneavoastră, cucernici părinți, pentru că ați venit astăzi și v-ați unit cu noi în rugăciune și dumneavoastră, iubiți credincioși, care l-ați cunoscut și care de multe ori l-ați văzut fie la seminar, fie aici în catedrală, fie în alte părți din dieceză. Ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de El și
ne rugăm, odihna cea veșnică doiului, Doamne. Să se odihnească în pace. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul răposatului preot Anton, pentru că a răscumpărat din moarte, iertat de păcate, împăcat cu Tatăl și purtat pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește, și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Eu însumi voi vedea și cu altul, și ochii mei îl vor privi. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei le voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorule. Doamne, îndură-te de el. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dumnezeule, Tată atotputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca fratele nostru, preot Anton, care în această credință a plecat dintre noi, murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Odihna cea veșnică dă-o lui Doamne. Să se odihnească în pace. După celebrarea Sfintei Liturghii pentru odihna veșnică a Părintelui Anton, urmează și ultimul moment în care îl vom însoți pentru înmormântarea sa în capela preoților din cimitirul Eternitatea. Pentru acest moment, pentru preoți, sunt prevăzute două autobuze care sunt aici, în fața Catedralei Adormirea Maicii Domnului. Vom merge organizat acolo la capela preoților din cimitirul Eternitatea, după rugăciunile pe care le vom face pentru înhumarea Părintelui Anton. Ne vom întoarce aici pentru a merge apoi la seminar, unde va fi praznicul pentru preoți. În schimb, în cimitirul Eternitatea, după
terminarea slujbei înmormântării, cu toții vor primi și un pachet pentru a-l pomeni ca pomană pentru aici la ieșire. Va fi pachetul pentru toți credincioșii și de asemenea și ceilalți credincioși care se pot deplasa la cimitirul Eternitatea sunt așteptați pentru acest ultim moment. Odihna cea veșnică, doiului Doamne, să se odihnească în pace. Amin. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.